Astăzi, pe data 28 februarie, împreună cu tot efectivul brigăzii, am depus jurământul militar a tinerilor încorporați, recent, în număr de 162 de militari. Pe parcursul primii luni care au fost încorporați tinerii soldați, au trecut totodată și cursul inițial de pregătire militară. Sunt mulțumit de ceea ce am distins, sunt mulțumit de rezultatul care l-au arătat tinerii ostași acum la moment. Adică am obținut rezultat pozitiv. Este un eveniment extraordinar de frumos, minunat pentru ei. Sigur că acum, în momentele de euforie, de bucurie, încă nu realizează pașii care îi fac, dar pe parcurs în viață o să înțeleagă că au depus jurământ de credință patriei, poporului. În asta se naște patriotismul, dar după cum știm noi din lumea duhovnicească, patriotism fără duhovnicii nu este. Deci noi ca preoți militari suntem alături de ei ca să-i învățăm, să-i îndrumăm, să-i ajutăm. Vreau să-i felicit pe această ocazie pe tinerii militari care au depus jurământul militar, să le dorim ca Dumnezeu să-i ajute în viață, să ia permanent niște hotărâri corecte, să-și aducă aminte, niciodată să nu uite de sentimentul frumos de патриотизм. Сегодня наши сыновья принимали присягу на верность родине, на верность своему народу. Хочется пожелать нашим молодым ребятам солдатской дружбы, уверенности в себе, реализации всех намеченных планов, сказать большое спасибо родителям за таких сыновей. Уверена, что они будут достойными сыновьями своих отцов, дедов и прадедов. Vădurim multă sănătate, succese, dragoste și toate cele bune. La mulți ani! Acest eveniment este important pentru fiecare militar, că începând cu ziua de astăzi, militarul devine un bărbat adevărat și apărător al țării. Rotul 4 februarie 2014, brigada de infanterie motorizată, aniversează 22 de ani de la formare. Conducerea și efectivul brigăzii dispune în permanență un efort considerabil în vederea perfecționării procesului pregătirii de lupte, consolidării disciplinei militare și educării tinerii generației, spiritul dragului față de parte și promovării valorilor militare. Iată o atitudine conștiincioasă față de îndeplinirea obligațiilor de servicii. Rezultatele obținute la pregătirea de lupte și disciplina militară, maestrie profesională, lucrările celor de-a 22-a, aniversări de la formarea brigăzii prin infanterie motorizată, ordon, se exprimă mulțumire locotenentului de justiție Forță Natalia, plutonierul ajutant Zăgon Octavian, plutonierul major Ciumaș Olga, funcționarii Răstrăbiorul Valentina. Se acordă diplomă de onoare locotenent colonelului Sergiu Sergiu. We'll be right back.